frântură din lumea tradițională românească se mută peste ocean. Ansamblul de jocuri și dansuri tradiționale românești Hora din Vlăsinești a plecat în Statele Unite pentru a participa la un festival românesc organizat la Sacramento. Vlăsineștenii au fost invitați de Centrul Român din Sacramento, fiind renumiți pentru conservarea dansurilor autentice românești, dar și pentru priceperea tinerilor din ansamblu. Mai mult decât atât, botoșănenii vor prezenta dansurile tradiționale românești în mai multe orașe din Statele Unite, în cadrul unui adevărat turneu. De fapt, este un turneu. Vom ajunge și în San Francisco, ne vom întâlni cu comunități de români de acolo. Pentru noi e o experiență importantă, plăcută. Faptul că anul trecut am ajuns în New York, faptul că am reprezentat cu cinste România și ne-am făcut bine treaba. Nu este prima experiență americană pentru tinerii dansatori din Vlăsinești. Aceștia au participat anul trecut la un festival de dansuri tradiționale la New York, tocmai pe Broadway. A fost impresionant. Comunitatea românească din New York, formată din peste 400.000 de români, iar locația a fost deosebită pe Broadway. A fost chiar impresionant să poți ții steagul românesc pe o scenă care a fost deschisă de către un congresman, ambasadorul României, consulul României. Noi am deschis festivalul de anul trecut. Ansamblul Hora va petrece o săptămână pe continentul american, dând reprezentații în mai multe orașe americane. Costurile cu transportul, dar și celelalte cheltuieli, au fost suportate de Institutul Cultural Român.